Haideți, bună dimineața la cafea. Infractorilor, hoților, cămătarilor, mafioților, nu la toată lumea, îi salutăm cu același respect, indiferent de poziția lui. Ba, acum mi-am adus aminte. Am adus aminte de unul. Nu sunt eu statale și cuvânele astea, dar mi-am adus aminte de întâmplarea respectivă, fiind la bar dimineața, îți dai seama, mai trece o idee, două. Mi-a zis cineva, zice, mă, frate, mi-a lăsat un comentariu și a zis, fă și tu colaborare cu alți băieți din categoria ta sau cel puțin sau ca să urci canalul. Bă, ce să zic, nu știu, dacă cineva vrea sau, nu știu, eu sunt aici. O să vedem pe viitor. Pot să zic da sau nu. Acum sunt sigur, încercăm. Mă lupt cu morile de vânt, dar asta e. Stai seama. Fiecare are contentul lui, poate stă omul după tine. Dar trecem peste. Bă, mi-am adus aminte de unul. O să fac așa o introducere când aveam 13-14 ani. Deja eram adus în Italia de părinți. M-a adusese aici. Și o să fac o mică introducere atunci, după care trec la vârsta de 20 ceva de ani. Păi să vezi. Era unul pe aici, pe zonă, atunci când aveam eu 13 ani, când eram adus, aveam vreo jumătate de ani de când eram adus în Italia. Vorbesc ăștia aici, tare, trebuie să facem regulă. Bă, aveam 13 ani, în fine. Era unul pe aici, pe zonă, îi știa toți românii de frică, bă, da, toți românii, adică îl știa de respect, de frică, de teamă, de ce vrei tu, de ce zic treaba asta. Omul cu alții, 3-4 români, s-au certat, a avut o discuție cu un italian și l-am pins pe ăla, era undeva la un zid sus, l-am pins pe ăla, a căzut ăla în gol vreo câțiva metri și a murit, îți dai seama. Ei au fost arestați, la buchet toți. Ai fost acolo, ai trecut pe stradă, păi am trecut. La investiție, l-am opins, pe ireșitul, treci pe arest. Bă, arestat pe toată lumea atunci. Dai seama, avea cu români, era în momentul ăla cu acte, cu permisul de soggiorno, cum chemat pe aici, trebuia să ai acte, dacă nu dădea garda în tine. Băi, era o discriminare foarte mare. Eu am prins perioada aia și știu, era o discriminare foarte mare în privința românilor. Acum, ăsta și-a făcut, era unul Florin, îl cheva, mare față de mine, la 40 ceva de ani, 30 atunci, pe vremea aia, 30 și ceva. Bă, toată lumea îi știa de frică și respect cum ar veni, că a făcut el vita mai crima. Dar de unde? Acolo am pins altcineva, a plătit altcineva, el a fost așa, în plutură, na. Și nu v-aș vedea o șmecherie în asta, alții fac fapta și tu o tragi, știi? Dar în fine, trecem peste. Toată lumea avea respect de ăsta. Bă, dar un respect din ăla de cheamă, să chem așa. Bă, eu eram mic. Taică-miu era oarecum prieten cu el, adică se cunoștea bine, pentru că taică meu l-ajutase pe unul, un prieten de-a lui, care și ăla la rândul lui a stat pe arest domiciliar și l-a ajutat pe domiciliu. Acum îți dai seama, când te ajută cineva pe domiciliu, dacă mă ajută pe mine și tu ești prietenul meu și tu îl respecti pe omul respectiv, pentru că îți dai seama, e greu. Bă, nu știu cât a stat pe domiciliar. Un an, doi, trei, apar, n-am, nici mă interesează. Acum eram la bar. Eram la un bar.
eram la un bar, eu cu taică-miu și era și el acolo. Eu cu taică-miu și un văr de-a meu. Vărul ăsta mai mare ca mine atunci și acum. Băi, să ia cu vârmiul ăla. El n-a ținut cont sau în fine. Sau vârmiul ăla s-a luat de el. Nu știu cum a fost discuția. Era prea mic eu, adică nici mă interesa. Bă, s-au luat acolo la bar. Taică-miu a cam ținut cu el, cum ar veni. Cu ăsta care era șmecher. A ținut cu el, nu știu, probabil greșise vârmiul, probabil greșise el, treburile lor. S-a luat taică-mi puțin de vârbi, atunci i-a zis, bă, termin-o, din alea fi. Bă, era cu garda, deci noi nu aveam acte atunci, perioada aia. Dădea garda, te punea pe avion și interdicții. Îți dădea, nu mai știu cât îți dădea, dar te trimitea acasă, îți dădea foaie de aia de via, știi, te expulza. Bă, i-a plecat de acolo. Am plecat de acolo. Vezi, Doamne, pe el atunci l-a căutat garda acasă. A început să facă discuții ăsta, Florin ăsta, pe zonă, că l-a căutat garda pe acasă și a dormit el cu securea la cap și vezi, Doamne, se gândea că eu am trimis garda la el. Păi a făcut discuție, eu m-a interesat pe mine să trimit garda la el. În primul rând, eu nu aveam treaba asta cu garda. Eu eram adus în Italia, spărsesem două tineri la 12 ani, în România. Deci ce m-a interesat pe mine să, în fine. Și eu nu aveam marge, nu aveam, adică, bă, i-a rămas asta tipărit în capul lui. Credea și el chestia asta, că i-am trimis eu garda acasă. Dar la el n-a fost nimeni. N-a fost nimeni, era tot un film. Sau o fi fost, treaba lui, nu mă interesează, oricum știa garda de el. Făcut să belea, făcut să domiciliar, e ca și cum nu știi de mine. Dacă am stat 2 ani pe domiciliu, cum dracu mă nu știi garda de tine? În fine, mă, din ăsta de fraie. Am făcut discuții. Băi, acum începea să uita urât pe mine, în fine, eu nu mi-am dat seama, după mult timp, știi, am auzit ce vorbea el. Băi, acum cresc și mă fac mare. Mă fac mare acum. Acum aveam vreo 20 ceva de ani. Bă, în 2014 s-a întâmplat. 2014. Nu pot să fac calcul la ora asta. Nu se mai dor. În 2014 i-am pus gând. I-am zis, bă, pe ăsta trebuie să-l ard. Trebuie să-l ard. Începeam, eu figurant fiind copil, mă uitam pe el, început să mă uit pe el, unde îl prindeam, dacă îl prindeam cu mașina pe la intersecție ceva, mă băgam tare, mă căutam motive cu el, că am mai zis eu, dacă n-ai motive, le creez. Căutam motive cu el să-l ard. Dacă puteam, dacă nu, mă ardea el, dar căutam motive. Bă, azi așa, mâine așa, mă sun un prieten. Vorbesc cu un prieten de la Piatra Neamț, bă, un om foarte ok, din orice punct de vedere, bă, foarte ok, și nume, și prezență, și orice vrei. Un om foarte ok, care eu am un respect foarte mare, la orice problemă, dacă am pus mâna pe telefonul, m-a fost acolo cu mine, deci un om foarte ok. El s-a luat cu omul respectiv. Acum mă sună prietenul ăsta meu, cum ar veni, și îmi zice, bă, frate, unde stă mă ăla? Îmi zice la telefonul mare care ar fi problema. Eu îi zic, bă, stai liniștit, că rezolvi. Bă, cum mă rezolvi? Rezolvi, stai liniștit. Da, nu, că aveam cu el și nu găseam motiv. Bă, el fiind pe traseu muncitor, muncea și vitea de treaba lui. Dar unde îl prindeam, îl șicanam, cum ar veni. Căutam eu. Acum ce zic? Bă, indiferent, când vede, n-ai ce să faci decât să dai dislike. Dai dislike, altceva n-ai ce să faci. N-ai. Mi se rupe și de tine și de prietenii tăi. Pentru mine. Dar nu pentru mine. N-ai, mă, ce să... În fine.
Da, el știe treaba. Bă, dacă vezi video ăsta, dai dislike, Florine. Ce să-ți fac? Bă, acum plec cu prieten de-a meu, cu prieten foarte bun. Sau eram o mașină atunci, știu că eram afară când am vorbit cu omul respectiv, cu ăsta de la Piatra Neamț, dar eu eram cu un prieten foarte bun de-a meu, de la Craiova. Și zic, a, mă, să-l arde pe fraierul ăsta. Bă, m-am dus acasă la el, nu știam unde stă exact, am căutat eu casa, am găsit-o, o casă la etaj, avea la etajul 1, a, era mai aproape balconul, m-am cățărat acolo pe balcon, m-am agățat de balconul ăla, m-am ridicat acolo puțin. Avea un câine în casă, el nu era acasă. Am întrebat vecinii, aici stă prietenul meu, drag și scump Florin, zice, aici stă. Dar poate nu e acasă. A, zic, l-aștept, nu e nicio problemă. I-a pus acolo, a, să-l așteptăm pe om. Bă, nu-mi place mie să vorbesc de din ăsta, din ceartă și... Dar mi-a venit ideea în cap, bă, frate, cât respect avea lumea de el, că a făcut el fapta, a, fapta la buchet. Și n-ar avea niciun sens și nicio valoare ce a făcut, dar... Bă, l-am așteptat acolo. La un moment dat, el vine cu un prieten de-a lui. Bă, deci eu eram cu un prieten de-a meu acolo. Prietenul ăla meu de la Craiova eram acolo. La un moment dat, el vine cu un prieten de-a lui și cu o plasă așa în mână. Avea o sticlă de vin, o bere, nu știu ce avea, dar avea, s-a spart după aia. Venea pe stradă. Acum că l-am văzut... Salut, Florine, știai că vin, frate, i-am zis eu, știai că vin, el mi-a zis, știam că vin, am zis, hai să vezi, hai să vezi ce ies aici. Bă, n-a ieșit mare lucru, zic drept. S-a luat somn repede, a dormit, în fine. Eu i-am zis la prietenul ăla meu, bă, lasă-mă pe mine, mă, frate, că eu mai am mai multe cu el. Da, 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 când am venit, am apucat și eu, dar puțin. Îl lantul, al doilea tovarășul lui, ce-a crezut că a fugit, ce se facă, a fugit direct, a rupt strada. S-a stat așa la distanță, a fugit și s-a oprit la vreo câțiva metri și se uita. I-am zis, hai du-te, vezi treaba ta. Bă, a plecat. Nu vreau să intru în amănunte și înțelegi. Gata, mă, s-a terminat acolo. S-a terminat acolo, i-a mai zis, știai că vin. A recunoscut cum a zis. Că nu era, băi, nu era nici fraier în sensul să nu-și dea seama de șicanările mele din trecut. I-a zis, da, mă, frate, știam că vin. Ai câștigat. Bravo ții, eu. Păi eu l-am apreciat într-un fel și ai să vezi de ce l-am apreciat. Păi el a ieșit rău din situație. Zic drept, a ieșit rău din situație, dar ce am apreciat la el? Nu mi-a chemat garda sau nu s-a dus la gardă. Și îți dai seama, frate, acum și eu, dacă pierd sau câștig sau tu sau, și nu mergi la gardă, păi ok, adică, bă, frate, omul chiar nu s-a dus la gardă, adică e de apreciat, îi strângi mâna la urmă și zici, bravo, mă, frate, ești băiat. Chiar dacă ai luat-o, frate. Eu așa o gândesc. Adică nu mai văd rostul de ce ai apelat tu la gardă și de ce să faci toate jocurile alea. În fine, aiurea, bă, dacă ai luat-o, ce, vrei bani de spăgubit? Eu o gândesc altfel, în fine. Bă, omul nu s-a dus la gardă. Dar trebuia să mă feresc. Cum trebuia să mă feresc? A trimis el pe cățeii lui și îmi zice, băi, ai grijă cu ăsta, că ăsta se răzbune, că îți face, că îți drege, că te taie, că te spânzure. Da, mă, zic, că mă taie și mă spânzure. Da, mă, da. Ce vrei să fac? Dacă mă taie, ce să-i fac? Eu să aici. Deci urma să se răzbune el cum ar veni. Bă, vrei să zic ceva? Dacă crezi bine, dacă nu. Mi se rupea. Și de el și de prietenii lui. Și o zic fără niciun... Da, știi. Mi se rupea la... Pe bunii, pe față. N-aveam
n-aveam nicio rețetă de nimic. Acum, să vezi chestia. Asta nu mi-a plăcut. Bă, asta nu mi-a plăcut. Băi, eu nu eram un om care nu eram de găsit. Eu eram numai afară, numai la bar. Uite, ăsta e un bar care eu aici stăteam non-stop, situat undeva în centru, cum ar veni. Bă, nu eram de negăsit dacă mă căutai. Eram toată ziua pe stradă, afară. Zi, noapte, eram afară. Poate nu mă găseai dimineața, dar după masa mă găseai 100%. Acum, până în 2013 a fost, că am zis 2014, dar 2013, am copilul, fetița mea e născut în 2014, dar era în 2013, era nevastă mea gravidă. Eram la început cu nevastă de acum ar veni, a rămas gravidă la puțin timp, în fine. Ea stătea cu unul de ei, în centru istoric, până la o casă, pe acolo. Ulterior s-a mutat la mine, dar încă mai stătea la unchiul. Da, mai stătea la unchiul. Acum mă veni un sifon de-a lui. Era cu nevastă, mă duceam acasă, eu cu ea. Mă duceam acasă la ea, acolo unde stătea. Era gravid în 2 sau 3 luni, ceva de ce, 2 sau 3 luni. În a treia lună mi se pare că era gravid. Mă vede unul de-a lui cum ar veni și îl sună și îi zice: băi, vezi că e momentul să-l ataci pe ăsta. Băi, eu îl văd pe fraierul ăla în centru și îmi dau seama, anticipez chestia că ăla-i fraier. Băi, anticipez. Eu am făcut și o poveste cu ăla când am zis sifonul care mi-a trimis garda acasă. Ăla era. Și anticipez chestia că ăla mi-i trimite pe aia acolo, dar nu că stăteam în gardă. Dar mi-am dat seama, nu știu, a fost, în fin. Și ce zic lui nevastă mea când ajung acasă? Ea avea, era o secure acolo, din aia micuță, era pe, în camera unde dormeam, pe comodă din aia, era de sub acolo. Avea o secure acolo. Bă, nu că aveam eu dușmani. A, că fapt divers, era acolo securea, eu știu de ce era. Acum, ce zic? Băi, cum era casa aia când intrai pe ușă? Deci era un pic de terasă în față, dar foarte mică. Era la partier, cum ar veni. Era puțină terasă, te puneai tu haine la usca sau ceva. Era ușa, un hol micuț și bucătăria, să o chem așa. Pe holul ăla micuț, unchisul undeva, să-mi acum ar veni, a pus o mașină de spălat, era acolo. Eu ce zic? Băi, adă-se curea aia și pune-o pe mașina de spălat. A zis ok, a zis da. Băi, eu de unde să știu că ea n-a făcut treaba asta? Ea n-a făcut ce-am zis eu. Aia nu-i bine, mă, frate, că nu zice cineva ceva, păi fă, mă, cum îmi zice gomul. În fine. Băi, n-a făcut, n-a pus securea acolo. Eu convins că securea era acolo. Eu eram afară pe terasă, îi așteptam cum ar veni. Băi, mă, am simțit-o, zic, bă, vine fraiere ăștia. Îi așteptam. Asta ce-a stat, în fine, am intrat înăuntru, am văzut că nu vine, dă-i morți, am închis ușa. Bă, la un moment dat, aud picioare ușă, bum, 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 bum. Bă, au rupt ușa, bă, frate. Eu am apucat să mă duc la ușă să țin contră cum ar veni. Am ținut eu contră la ușă când mă uit în partea aia pe mașina aia de spălat. Era pe holul ăla micuț acolo. Bă, nu era nicio securie, bă, frate. Ăștia eu i-am simțit de afară că erau doi, cum ar veni. I-am simțit de afară că erau doi, au spart ușa. Am zberat la nevastă mea de securie, a venit repede, mi-a adus securea mână. Bă, asta era gravid, îți dai seama, s-a speriat. Mi-a adus securea și a dat drumul la ușă. A dat drumul la ușă. În fine, am vrut eu să dau unei pe acolo. Bă, unul a ieșit afară, unul a luat-o pe partea aia. În fine, bă, nu vreau să intru în amănunte, da? Deci nu vreau să intru în amănunte. Dar pe el îl torn pe scări. Îl se pune în genunchi pe acolo. La un moment dat a scos un briceag, da, ce briceag avea el, din ăla care era legal. L-avea în mână, nu că l-a scos. Așa l-am prins eu cu el în mână.
briceac din ăla care îl porți legal, să mor eu dacă nu era așa unghiere. Ce vrei mă să faci cu ăsta? Vrei să mă tai tu, nu? Să-i da vreo 200 de securi în cap. În fine. Bă, el era cu un om de la Suceava, care eu am un respect foarte mult și l-a ajutat să mă oarecum pe omul respectiv. Bă, am făcut niște favoruri pentru omul respectiv și nu mă așteptam la el. Nu mă așteptam la el, că nici nu era prieten cu el, cum ar veni. Dar așa s-a întâmplat atunci, nu știu. El am înțeles că s-ar fi plâns la omul respectiv și a zis, hai bă frate, să mergem peste el. În fine. Bă, ei au avut... Ce au avut? Bă, ei au avut și un fel de stop, dar nu de mine, să vezi chestii ce au avut ei în cap. Bă, să vezi chestii. Omul, dacă nu-l terorizezi la momentul respectiv sau nu ți impui respect, după aia se ridică cu respect. După aia el vrea respect, da? De unde? Bă, eu aveam un... Deci am zis, eu când am fost cu un prieten de la Craiova la el acasă. Prietenul ăsta de la Craiova mai avea un frate, care frate-su, bă, era cum trebuie zona asta. Și acum ei a venit acum băiatul pe aici, dar atunci îi teroriza din orice punct de vedere. Pe prietenul ăsta meu, cum ar veni de la Craiova, pe unul dintre frați, l-a trimis garda acasă exact în ziua aia, l-a expulzat. Ca bătută garda, a dat în gardă, bă, omul era, deci cum trebuie. A dat în gardă și l-a expulzat. Ei a profitat că eu, cum ar veni, aș fi singur, așa a crezut ei, și că e momentul să mă ardă. Bă, eu singur nu eram. Niciodată n-am fost singur, dar nu aia era problema, îți dai seama, nu eram singur. Vorba vine. Prieteni am avut tot timpul, dar nu aia e problema că am avut sau nu prieteni. Acum eu îi zic lui omul respectiv, băi, tu nu te băga, pentru că eu te-am respectat foarte mult. Bă, și chiar omul respectiv a apucat să mă lovească. Eu l-am prins pe ăsta, că a fost mai multe etape la ușa acolo. L-am prins undeva de gât, așa, l-am băgat în perete și el l-aveam în lateral, cum ar veni omul respectiv. Băi, nu mă așteptam. Și m-a lovit, înțelegi? Bă, m-a lovit, în fine, m-a lovit, nu m-a lovit. Bă, nu mă așteptam să mă lovească, cum ar veni. E făcut sunt foarte mult bine. El având un copil cu problemă, eu l-am dus să fac anumite cereri, l-am dus cu mașina stânga-dreapta. Bă, l-am ajutat într-un fel sau altul și aveam un respect. Eram chiar prieten cu ficiorsul. Bă, nu vedeam eu legătură. Bă, ce treabă are asta, o, frate, până la urma urmei. În fine. Bă, am zis, fiate, că nu rămâne așa. Bă, nu rămâne așa. Bă, niciunul nu puteam să-l chem acum. Că dacă vrei să... Bă, nu vreau eu să zic, mă, frate, că dacă zic... Bă, eu zic că am câștigat iar. Eu eram singur ei doi. Eu iar câștigasem. M-am luat doar un punct și, bă, l-a șters. Că am luat securea mână. Asta e. În fine, dar eu nu îl chem 1-1. Eu îl chem 2-0 acolo, dar nu că vreau eu. Dar dacă el vrea, îl chemăm 3-0 pentru el. Bă, 3-0, tu ai câștigat, bă, Floridii, 3-0. Dă dislike. Dislike, am zis. N-ai, bă, ce să faci, bă, băiatule, bă, că stână de anul. Dar nu aia e probă, chiar dacă am 70 de chile. În fine. Bă, nu sunt eu, mă. Eu povestesc asta așa și nu vreau să intru în detalii, să mor eu dacă intru în detalii, o povestesc, nu vezi că nu știu cum să o dau, să o povestesc așa, să nu intru prea multe detalii. Bă, acum, cad arestat în 2014, în casă, la arest domiciliar. Ies în 2015, în august, ies. Bă, el la masa asta era, uite aici, la barul ăsta, la masa asta, în poziția asta. Stai că mi-a căzut telefonul, că am lovit cu mâna, îmi cer scuze. La masa asta, în locul ăsta, că de aici mi-a plecat, mi-am adus aminte de povestea respectivă. El la barul ăsta, n-avea ce căuta.
dar nu că avea interdicție. Bă, mulți nu prea avea ce căuta la barul ăsta aici. Dar în fine, aici erau mulți prieteni de-a mei, eram noi, ei nu avea ce căuta, că bea vreo unul vreo pahar în plus și îi alerga pe aici. Acum, ies în 2015 afară, mă să așez puțin telefonul, mă scuzați dacă mi-a căzut. Ies în 2015 afară, după domiciliar, în august, pe 3 august, îmi dă drumul. Băi, mi-e dă drumul cu semnături la gardă, trebuia să semnez de două ori pe săptămână, aveam din aia specială, în fine. Băi, trebuia să stau liniștit. Aveam două zile de când eram oarecum liber. Vin aici la bar. Aici la bar, bă, îți dai seama că nu mint, că ei mă văd și ei. Acum că nu vrea ei să mă vadă, e problema lor, eu nu mint. Era așa. El aici, un albanez în dreapta lui, care eu îl respectam pe albanezul respectiv atunci la momentul ăla. Și acum, îți dai seama. Și doi români. Eu vin și mă așez la masa aia acolo. E o masă lângă aici, ca să nu întorc acum să arăt, mă așez la masa aia la. Dar când vin, eu cunoscând persoanele respective, dau noroc cu ei. O, salut frate, ai ieșit, toate bune și frumoase, mă bucur. Ce a zis băieți acolo? Băieți, erau mari, bă, frate, 40 ceva de ani, eu eram beginiu, eram copil. Am dat noroc cu ei. Acum, ce am zis? Eu, frate, dau noroc cu trei persoane și nu dau și cu ăsta. Dă, mă morțile, că nu mă interesează. Bă, n-aveam eu din alea cu el. Până la urmă, ce aveam de părțit și de vândut și de cumpărat? El nu vindea, nu cumpăra nimic. Adică nu mă interesa. Și am dat și cu el să dau noroc. El fiind aici, ce zici? Nu dau, bă, noroc cu tine. Pleacă din alea, știi? Eu mi-am dat seama, zic, bă, păi, bă, dacă nu vrei să dai noroc, bă, l-am lăsat în pace. Bă, dacă nu vrei să dai noroc, îmi văd de treaba mea, mă, frate, că ăsta profită, fraie. Și m-am pus la masa respectivă. El, la un moment dat, bă, asta era pe seară. Eu apuc să dau un mesaj, vorbeam, eu de ce eram la bar? Așteptam tot pe prietenul ăla meu de la Craiova cu un italian să plecăm, să ne facem treaba. Îi așteptam aici, la bar. Mă treabă prietenul ăla meu, zice, băi, ai ajuns, ești acolo? Zic, da, frate, sunt aici. Bun, în 5 minute ajung, zice el. Zic, ok. Ăsta să ridică ea sticla după masă de aici și să mă ardă pe mine. Băi, eu îl văd, masa e la câțiva metri asta la mine. E aici. Eu îl văd. Nu i-am dat timp, într-adevăr. Bă, nu i-am dat timp. El a dat să ridice, a luat sticla, s-a ridicat gen așa, să vin acolo la mine. Când s-a ridicat, eu am luat scaunul, l-am întors și dă-i. Bam, 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 bam. Și lui și la el. Bă, chiar din băieți, unul, doi sunt prietenii mei în prezent. Prieteni. Suntem prieteni, în fine. Adică, știi. Am dat și unul și altul. Am zis, bă, să fie anticipată treaba, că nu se știe. Acum, în momentul când eu mă luam cu ei aici, bă, iar n-a câștigat. Să mor eu, iar n-a câștigat. Că de acolo mi-a plecat și ideea. Bă, am încercat-o de două ori și n-a câștigat-o niciodată. Da, iurea, nu știu de ce. A venit și prietenii ăștia mei. Acum eu, barul e aici și casa lui maică-mea, lui taică-miu, era foarte aproape. Nu mai stă aici în prezent, dar înainte stăteam prezent. Bă, și mama, tata afară. Ei ce au făcut? Eu, după cum am înțeles, el a vrut să o dea în gardă atunci. A vrut să o dea în gardă. A pus pe cineva să sune la gardă. Îți dai seama că m-a arestat imediat. Persoana respectivă i-a zis, bă, frate, hai să nu dăm. Nu, frate, sună. El tot a insistat să sune persoana respectivă la gardă să facă lui belea atunci.
că eu când am venit, prostia mea într-adevăr, când am venit la masă și am dat noroc cu băieții și m-a întrebat, gata, frate, ai ieșit, toate bune și frumoase, da, mă, frate, mi-au acceptat aia semnături, mi-au dat, am apucat eu acolo să mă scăp cum ar veni și a aflat fraierul, a auzit. Bă, am vrut să fac rău cu garda. Acum a venit taică-miu de acasă, repede, m-a băgat în mașină cu prietele aia mei, a rămas aia, bă, lasă că rămânim noi dacă e ceva. Bagă-te mașină și pleacă, frate, că dacă vine garda, te-a legat. Păi două zile de când ești de afară și faci belea deja. Bă, a trebuit să plec de acolo. De acolo, de aici, cum ar veni. A rămas ei cu prietenul meu, cum ar veni, cu prietenii mei, că erau doi. Prietenii mei i-a zis, bă, Florinel, stai dracu cu minte, nu mai da în gardă, criminalule, ce ești tu, criminal. Stai cu minte, că noi nu ținem cont că tu ai aruncat și că ai împins și că ai făcut. Stai dracu cu minte. Și s-a calmat el într-un fel să nu vă dea în gardă. Dar tot s-a chemat garda, pentru că aici sus erau niște bătrâni. Așa au dat-o ei, dar eu oricum. Așa au dat-o ei, că erau niște bătrâni și probabil au fost gălăgii și bătrânii respectivi au sunat la gardă. A, eu știu adevărul. Într-un fel sau altul. Poate îl știu greșit sau... Băi, am vrut să fac rău. Deci eu l-am apreciat prima oară când a dat-o în gardă. A doua oară i-a pierdut. Și a treia oară a vrut să-mi facă rău și să mă lege. Ca să vezi, nu vreau să o lungesc. Oricum am zis-o în mare, foarte... Deci chiar am zis-o în mare povestea asta. Pentru că poate nu interesează pe nimeni. Dar ca fapt divers. Mi-am adus aminte stând exact pe locul ăsta și mi-am adus aminte de persoana respectivă. Într-un fel sau altul mi-a stricat ziua singur, dar asta e. Ca să vezi tu, mafiotul și criminalul avea lumea respect de ei. Băi, făceau și stricăciuni. Băi, făceau stricăciuni urâte la români. Până a venit prietenul ăla meu de la Craiova, ăla care l-a expulzat aici în zonă, ei făceau stricăciuni mari. Ei intrau în casă la români, băteau românii, îi terorizau. Când a venit prietenul ăla meu de la Craiova, ăla le-a pus stop. Băi, gata, pe aici nu se mai trece. Stop! Și, înțelegi? Când l-a expulzat, ce a zis? Hai că-i loc să-l ard din păsta. Numai încercări din astea, ieșuate, bineînțeles. Dar dacă îl vedea așa și cum vorbea el chiar se vedea un criminal din ăla în serie, probabil, nu știu. Bă, l-au împins 6-7, a fost o discuție, italianul ăla care a murit, omorul, ca să-l zic și pe ăla așa într-o secundă. Ăla a intrat în baie după o femeie, cum ar veni, sau a greșit, ei s-au luat de ăla, când vezi, doamne, era o femeie deja la un bar, s-a întâmplat, s-au luat în fața barului, erau 6-7, eu știu cine a făcut, tot unul Florin ăla a făcut toată fapta, omul chiar a plătit-o, vreo 14-15 ani de pușcării, deci omul ăla chiar a plătit, ăla a fost tot, ei au fost stângă și dreaptă, marginea. Dar și ei, cum garda avea cu românii, le-a dat și lor cum ar veni la mai mulți, le-a dat domiciliar, le-a dat mai mult domiciliar au dat. Și îți dai seama, în fin, înțelegi cine trebuie să înțeleagă. Bun, asta a fost povestea cu Florin criminal. Bă, repet, dacă vezi ăsta, eu sunt convins că îl vezi, nu știu de ce, dar eu sunt convins că tu îl vezi, chiar dacă se uită 200 de persoane la mine, mă, tu îl vezi. Mă, dacă vezi ăsta, dă-mă dislike. Dă-mă dislike altceva, n-ai ce. N-ai mă ce.
și să nu mai vii. Dar acum prietenul ăla meu... Bă, acum prietenul ăla meu când a scris un voi și puteți să mă ardeți, s-a întors. Glume e tu, frate, vino când vrei tu, sunt tot aici. Și nu tu, și prietenii tăi, trimite. Bun, nu vreau eu să fac aroganții. Bun, vă salut și numai bine, baftă, o zi superbă la toată lumea, vă doresc.